Bun găsit! Ministrul Culturii, suceveanul Bogdan Gheorghiu, a anunțat că la Mănăstirea Sucevița vor fi efectuate lucrări de restaurare a picturii exterioare a bisericii. Bogdan Gheorghiu a participat, alături de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea lucrărilor murale restaurate realizate în interiorul Bisericii Învierea Domnului a Mănăstirii Sucevița. Finanțarea lucrărilor s-a realizat prin Programul Național de Restaurare. Valoarea totală a finanțării este de 4,52 milioane lei, inclusiv TVA. Este o lucrare de mare importanță pentru patrimoniul național românesc, pentru care și o valoare identitară. Practic vorbim de aproximativ 1700 de metri pătrați de pictură restaurată. Sunt picturi care nu au văzut de foarte mulți ani lumina zilei, pentru că erau afumate de-a lungul anilor. Acum, după 20 de ani, lucrarea a fost începută în anul 2000, putem vorbi de o restaurare completă a picturii interioare murale. Ce pot să vă spun este că aici avem o înșiruire narrativă din scene biblice și este obiectivul de cult cu cele mai multe scene biblice din România. Așadar, repet, de mare importanță pentru patrimoniul național, cu atât mai mult cu cât foarte multe dintre aceste picturi nu văzuseră lumina zilei de mult timp și nu puteau fi văzute de public și de credincioși. Ministrul Gheorghiu a arătat că a discutat cu directorul Institutului Național al Patrimoniului și va fi reluat șantierul la exterior, unde va fi continuată o lucrare de restaurare începută cu mai mulți ani în urmă. Aici va fi un șantier continuu, vreau să anunț acest lucru. Chiar cu scurt timp în urmă vorbeam cu domnul Ștefan Bălici, directorul Institutului Național al Patrimoniului. Vom relua șantierul în exterior, unde vom continua o restaurare începută cu ani în urmă. Aici este nevoie de reluarea lucrărilor și chiar vorbeam cu restauratorii care s-au ocupat de acest șantier și îmi spuneau că la pictura exterioară se vor aplica tehnici noi de restaurare, ceea ce va duce la o mai bună rezistență în timp. Știți foarte bine, este mult mai expusă pictura exterioară uzurii. Și un alt lucru foarte important de precizat, în cei 20 de ani de șantier de restaurare pe acest obiectiv de care vorbim acum, s-au și format restauratori. Practic, în timp ce s-a muncit aici, a fost și școală de restauratori. Știți foarte bine, este mare nevoie de restauratori în România și, practic, am avut foarte mult de câștigat din acest punct de vedere, pentru că, cel puțin în ultimii 12 ani, șantierul a fost condus de un restaurator care întâi a fost format aici. Reamintesc că, pornindu-se acum 20 de ani, această restaurare interioară. Ce voiam să vă spun este că încă de la început, din anul 2000, specialiștii au spus că minimum 10 ani va dura această restaurare pentru a se păstra originalitatea. A fost o muncă de migală, s-au făcut studii istorice și studii iconografice pentru a se respecta ad literam pictura originală. Iar dacă totuși timpul a ajuns la o dublare, la 20 de ani, aici putem vorbi și de o finanțare care a șchiopătat din când în când prin Programul Național de Restaurare. Eu voi face toate demersurile pentru ca în următorul exercițiu financiar să fie inclusă restaurarea exterioară tot în Programul Național de Restaurare, coordonat de Institutul Național al Patrimoniului, aflat în subordinea Ministerului Culturii.